De luni de zile, bolnavii care ajung la Spitalul Județean de Urgență sunt nevoiți să vină cu lenjeria de pat de acasă. Instituția duce lipsă de așternuturi și folosește prin rotație puținele cearșafuri pe care le mai are în stoc. Mai ducem de acasă, mai... Nu sunt lenjerii. Nu sunt în spital lenjerii. Este foarte greu. Suportăm așa, pentru că suntem bolnavi și trebuie să suportăm așa. Lenjerii, eu când sunt medică, nu este... Asistentele fac și ele tot posibilul să ne ajută, să facem, să trecem, dar că n-au și ele cu ce să facă. Lenjerie n-a? Nu. Asta-i o tragoală, se așa fugi plapului, pot să-i fac, ce să faci? Asta-i treaba. Foarte greu. Mai bine prefer să stai acasă mori decât să vii aici. Dacă nu este, nu este. Cred că nu s-au mai cumpărat pături și cerșafuri de multă vreme în spitalul ăsta. Cred că de când era și Ceaușescu nu s-au mai luat. Da. Dar ce să facem? Chinuim ca să trăim. Nu au. Ne învelim cu pături aduse și de acasă. Conducerea unității sanitare susține că nu are bani pentru achiziționarea de lenjerie. A făcut demersuri, însă acestea s-au soldat cu un eșec, deoarece firma la care au apelat nu a făcut față comenzii venite la Spitalul Județean. Sunt foarte prost la capitolul lenjerie. Eu, de exemplu, la neurologie am 25 de cearșafuri pe 50 de paturi. Și actualmente, să știți că pe paturi sunt pături. Ceea ce nu e normal. Nu facem față, deocamdată nu facem față. Așteptăm bugetul și încheierea contractului cu 1 aprilie. Eu am mai apelat la sponsorizări, avem promisiuni, dar nu s-a concretizat nimic până în momentul de față. Am dat să se confecționeze lenjerii de către unitățile protejate, întrucât aveam la dispoziție 240 de milioane bani care s-ar fi dus la buget și noi am preferat să facem măcar o lenjerie de tampon, să avem pentru urgențe. Și s-a demonstrat că aceste unități lucrează cu foarte multă lentoare și deci nu am reușit să achiziționăm niciun cearșaf până la ora asta, trebuie să ne reorientăm. În condițiile în care Spitalul Județean de Urgență funcționează cu 75% din bugetul anului trecut, conducerea instituției nu crede că va achiziționa cât de curând lenjerie nouă pentru paturi.